Ia parfumul, neamule. Parfumul. Ia porumbul sau ia parfumul? Ia porumbul, ia parfumul. Ce-ți permiți? Da, era aia, știi, când eram mic, veneau aia pe plajă să am niște poze făcute de alea color, știi? Înțelegi? Cu un colac de la... Și treceau aia cu ea, ia porumbul. Mai e și acum cu ia porumbul, nu? E, da, și ia parfumul, neamule, da, să-ți miroasă fetele. Da, o știi pe asta. Ia pentru zi. Doamnele cu coc facem reduceri pe loc. Înțelegi? Așa era. Nu mai știu asta. Pe bune. Bun, hai să ne întoarcem, lăsăm porumbul și pozele mele, în care, mă rog, nu eram, eram aproape nud, ca și era pe vremea aia, înțelegi? Da, mă, așa se făceau. Nu înțeleg de ce trebuia să faci chestia asta cu copiii, dar nu e treaba mea. În fine, acum vorbim de parfumuri. Ia parfumul, cum ai zis? Mai zi, da. Ia parfumul, neamule sau nene? Ce am zis? Ia parfumul, neamule, să-ți miroasă fetele. Să miroasă bine, adică da. Fetele, da? Avem așa un gălățean care vindea parfumul contrafăcut în Piațeta Perla. Știu Piațeta Perla, am fost acolo, dar n-am vândut nimic și nici n-am cumpărat, doar am vizitat. Perla. A fost prins de jandarmi. Da, este zona Perla din Mamaia. Deci ce s-a întâmplat? Mergeau jandarmii, tic 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 tic, și văd acolo un cetățean suspect de 29 de ani și din Galați. Culmea, mă rog, nu contează. În timp ce oferea spre comercializare, îmi plac comunicatele astea, sunt minute. Dar nu știu cine le-o scrie pe cuvântul meu. Da, oferea spre comercializare, adică era cum ar veni angrosist. Da, nu, da. Adică el oferea și tu vindeai, nu? Astea sunt cum scriu unii pe la știri și mi se ridică mie părul în cap. Dom'le, deci cum a zis că nici nu oferea spre comercializare. Adică nu putea să spună comercializa sau vindea. Vindea parfum, nu. Fără a îndeplini condițiile prevăzute de lege. Da. Adică n-avea magazin. Dar nu putea să zic că e ilegal? Da, vindea ilegal. Vindea ilegal mai parfumuri multe, contrafăcute. Că mai multe parfumuri susceptibile de a fi contrafăcute, da, fiindcă nu era dovedit în instanță. Da. Corect, da. Și erau aici, da. Suspecte, da? Suspecte, da. Suspecte, trebuie da. Să fie analizate. Da. Păi, ce să zic, că... erau contrafăcute sau nu, că erau susceptibile. Nu, erau contrafăcute toată ziua, deci omul asta făcea, vindea parfumuri. Să știi că, uite, apropo de vânzători ambulanți, revenind la vânzătorii ambulanți de pe litoral, în Italia, în zonele turistice, de exemplu în Roma, vin marochinii, așa le zic, italienii, și au niște cearșafuri întinse pe jos, niște cearșafuri imense, cu genți contrafăcute, curele, poșetuțe, borsetuțe, ochelari de soare, ochelari de soare și așa mai departe. Breloace, da. Cum a zis cineva. Da, breloace, da. Și la un moment dat se dă alarma, zice un marochin, în marochineză, da. Știi? Blblbl, ceva. Da. Și îi vezi pe toți cum strâng cearșafurile, buf, le pun în spate, mă, și fug. Da, sunt că vine geniali, poliția. Mă. Au o tehnică, e tehnică, tehnică și tactică, adică zici că e armată, pe bune să... Zbiș, imediat. Da, e uluitor cum reușește să facă treaba. Și uneori când mergi așa prin oraș, de exemplu prin Italia, prin Roma, pe străduțele alea, vezi niște marocheni, cum zic ăștia, cu cearșafuri pline în spate, ca Moș Crăciun, cum merg. Da, și ca sacul în spate. Și tu te duci după ei că vrei și tu să cumperi ceva și să vezi, ia mă, unde se opresc ăștia? Am întrebat un polițist atunci. Dom'le, de ce nu și perché non lo așa arestare, la care polițistul a zis: "Măi, mai închidem și noi ochii, că decât să fac alte chestii ilegale în sensul ăla mai rău, mai bine lasă-i vând și acolo, mai nimic și aia e." Ei bine, în România parfumurile contrafăcute, sunt site-uri de parfumuri contrafăcute în România, le cumperi online pe Instagram, una, două, eu am reclame. Da, și toate costă cât? 100 de lei, nu? Da. Deci toate sunt 100 de lei. Și că seamănă 100% cu originalul. Bine. Și că apropo de comercianți ambulanți, la mare avem cele mai auzite și cele mai des auzite și haioase sloganuri de pe plăcă. Da, sunt geniale, Vorăi, că sunt de o creativitate, ți-am zis aia cu coca, mi-a rămas mie în cap pentru doamnele. Și celebra, nu dați banii pe prostii, faceți poze cu copii. Cu copii, da, da, foarte bun asta. Faceți poză cu maimuța, că nu îi se vede... teleguța. Da, da. Corect. Na. Da, nu știu. Da, cheliuța sau da, ai mai tichiuța sau da, da, faceți poză cu maimuța să se vadă cheliuța. Corect, da. E foarte bună asta. E cea mai tare. Porumbelul cu sărică face bine la burtică. Și cât am, și cât am. Așa este unul dintre sloganurile auzite pe litoral. Dar mie mi se par bune. De ce oare în reclamele din România nu se folosesc asemenea chestii? Că sunt super tari. Chiar sunt tari, pe bune. Gogoșica înfuriată se mănâncă de îndată. Asta e tot o clasică, îmi place. Da, tare, la gogoșica înfuriată. Da. Dacă ai bani și valoare, zici că e manea asta. Dacă ai bani și valoare, ia parfumul cel mai tare.
Și că vorbeam despre nu dați banii pe prostii, ia parfumul la iubi. Înțelegi? Este... O altă... Dar asta e, nu e ceva, asta nu e chiar așa, domnule. Manea de-aia, în fine. Următoarea îmi place, aia e bună. Stai în față cu Versace, n-ai nevoie de caiace. Adică dacă ai Versace, nu mai dai la caiace, nu? Nu mai dai, nu, păi. Am îți mai permiți. Excelent. Înțelegi, dacă te îmbraci în Versace sau miroși a Versace, nu mai dai matale la caiace. Clar, nu? Corect, adică corect. Stai pe șeslungul ăla de 200 din nou de... Bună dimineața, stai să vedem că avem ascultători care ori au cumpărat, ori au de vânzare. Bună dimineața, stai un pic că nu merge. Bună dimineața. Fiți da, acolo. Da, dragii mei colegi, sunteți mortali. Zilele astea micuți, ne puneți imaginația la încercare, da, auzi, faceți poze cu cheliuța ca să mi se vadă maimuța. Cheliuța, da. Cheliuța. Maimuța. Da, păi maimuța, da, normal, dar ce am zis, băi, bă, mai oameni buni. Nici chiar așa, vorba aia, suntem la emisiune, nu putem să... Exact, da. Mulțumim frumos dacă ai ceva de vânzare sau cu de cumpărat. Cucerimează maimuță, înțelegi? Cu da, cheliuță, mă, dacă cu tăicuță, da. Exact. Da, cu bărcuță. Corect. Da. Cu drăguță. Da, cu drăguță. Faceți poză cu maimuța, fiindcă e tare drăguța. Bună dimineața! Dimineața pe doi! This is... Terminăm cu parfumurile și cu minunatele sloganuri din folclorul popular constanțean. Și mai puțin cât, mai avem 12 minute, nu mai mult. Chiar și vine colega noastră, n-am zis absolut nimic de ea, să sper să nu se supere pe noi. Nadine a zis-o, vine la fix ora 8, era să zic 9, nu știu de ce, fix ora 8 cu știrile. Și cu magnetul. A zis? Nu știu, așa a zis ieri, poate. Magnetul poate, de frigider poate. Pe care am înțeles că trebuie să-l împărțim cu toții, fiindcă este din Grecia și este dintr-o da. Insulă deosebită. Cum eu îi spune insulei? Nu contează. Ceva cu S. Se... Măi, ce am uitat. Nu mai bine că se întoarce. Nu, mai nu era ceva cu să Dumnezeule, ce am uitat. Lasă, dracă, vine ea și nu scopelos, zice. Altfel. Ei, era să zic. Hai, măi, nu fi. Era să zic, lasă-mă să zic frecvențele. Ia zi cu frecvențele. Lasă-mă cu frecvențele. Unde că se recepționează canal de, dar nu în Grecia, ci în România. România canal de 2, atenție. Atenție. RCSRD, Digi, poziția 45 HD. Vodafone, poziția 15 HD. Orange Telecom, cablu digital, poziția 123, Orange Telecom IPTV, poziția 123, Orange TV, Telecom DTH și DTH, poziția 136, Next Gen, poziția 15, vrei să-mi tai microfonul, nu? Nu? Poziția 15, aștept, și Ines, poziția 9. 9, asta am ținut-o, este cel mai simplu, Ines, poziția 9. Da, mă, că ții minte și bă, 123 e ușor de ținut minte, că sunt la fel și pe cablu digital și pe IPTV. Și la Digi cât ai zis că este? La Digi 45. Și la Vodafone 15, da. Avem așadar 15 lei costă berea care îmi place mie. Avem așadar în continuare dimineața pe 2, pe 3 de data asta. Vine și Nadine a zis-o cu știrile. Bine. Ne întoarcem și noi, Gric și Cernat, suntem mai voștri aici la mulți ani, Mărie, Mărioară, Marian și așa mai departe. Hai cu magnetul. Toată emisiunea o ținem așa. Neața. Dimineața pe 2. This is